Adrian Mutu va debuta în bănie din postura de selecționer al Naționalei de Tineret. El își va face botezul odată cu meciul România-Danemarca la Under-21, care se va disputa pe stadionul Ion Oblemenco. Federația Română de Fotbal a anunțat UEFA stadionul pe care reprezentativa Under-21 va evolua în luna martie, când e programat meciul cu Danemarca, cel mai puternic adversar din preliminariile pentru Euro 2021. Va fi pentru prima oară când tinerii tricolori vor evolua pe noul stadion din Craiova. În urmă cu 2 ani, echipa națională de seniori a disputat pe arena craioveană un amical cu Suedia, fiind susținută de peste 20.000 de spectatori. Naționala sub 21 de ani a României ocupă locul secund în grupă, unde lider este chiar adversara din martie. Campania de calificare se va încheia în octombrie pe teren propriu contra Maltei. Începând cu Euro 2021, la turneul final vor participa 16 echipe. Pe lângă cele două formații gazdă, Ungaria și Slovenia, se vor califica direct cele 9 câștigătoare ale grupelor și cel mai bun loc 2. Celelalte 8 formații clasate pe locul secund vor disputa între ele un baraj în dublă manșă pentru celelalte 4 locuri disponibile.